Aproape 360.000 de aparținători au părăsit Biserica Romano-Catolică Germană în 2021, un număr record pentru Germania, care reflectă o criză profundă, după cum a recunoscut șeful conferinței episcopale. Georg Batzing a spus într-o conferință de presă că a fost profund șocat de numărul extrem de mare de oameni care părăsesc biserica. Aceste ultime cifre sunt mai mari decât cele din anii precedenți. Peste 1 milion de oameni au părăsit Biserica Romano-Catolică din 2018. Numărul celor care aparțin oficial instituției este de 21,6 milioane, dar cei mai mulți nu participă în mod regulat la slujbele bisericii. Unul dintre motivele invocate de conferința episcopală pentru a explica numărul record al retragerii membralității este efectul investigațiilor privind scandalurile de abuz sexual din interiorul bisericii. Dar Biserica Romano-Catolică din Germania suferă de pe urma disensiunilor privind căsătoriile între persoane de același sex, dar și dezbaterile teologice aprinse despre celibatul preoților și rolul femeilor în conducerea bisericii. Plenul Knesetului a aprobat joi dizolvarea celui de-al 24-lea Kneset, trimițând țara într-un alt tur de alegeri generale, cel de-al 5-lea tur al Israelului, în mai puțin de 4 ani. Knesetul s-a dizolvat la numai un an de la înființare, după anunțul premierului Naftali Bennett de săptămâna trecută că își va părăsi funcția și că va preda frâiele puterii lui Yair Lapid, care este acum cel de-al 15-lea premier al Israelului până la alegerile din 1 noiembrie. Yair Lapid și-a asumat funcția de premier ca parte a unui acord de rotație semnat între el și Naftali Bennett când au pus bazele coaliției acum un an. Ceremonia de schimb între Bennett și Lapid a avut loc într-un format mic la biroul primului ministru din Ierusalim, fără audiență sau mass media. Fostul premier Naftali Bennett s-a adresat națiunii miercuri seara pe toate canalele de difuzare ale țării pentru a-și anunța intenția de a renunța definitiv la politică imediat după noile alegeri. Birmania, cunoscută și cu numele de Myanmar, a fost marcată de o lovitură de stat în februarie 2021. Armata a preluat atunci controlul după ce președinta Aung San Suu Kyi a câștigat alegerile democratice. Ea a fost înlăturată de la putere și armata a instituit dictatura militară. Mai multe organizații creștine au informat că, de când a preluat puterea, armata birmaneză a incendiat localități și a ucis civili, mai ales dacă acele sate erau creștine. Pe 15 iunie, organizația Free Burma Rangers informa că o biserică din satul Kareni, ce tocmai și-a inaugurat noua clădire de cult, a fost complet arsă de armată și, în mod odios, puse mine antitank în jurul bisericii și al satului, astfel încât, la întoarcere, sătenii să fie grav răniți sau uciși. Un băiat de 16 ani și-a pierdut un picior după ce a călcat pe o astfel de mină plantată chiar lângă biserică de armata birmaneză după ce au incendiat-o. Nu este un caz singular, ci creștinii din zonă spun că în ultimele luni armata a început o campanie de atacuri necruțătoare împotriva satelor, iar singura armă a creștinilor a fost fuga. Suntem chemați să purtăm în rugăciune pe surorile și frații noștri creștini persecutați în Birmania. Așa numita lege trans a fost aprobată săptămâna aceasta de către cabinetul spaniol. În ciuda criticilor din partea grupurilor feministe, organizațiilor civice și sociale și chiar a raportului negativ dat de Consiliul General al Magistraturii, guvernul abia dacă a introdus mici modificări în proiectul întocmit de Ministerul Egalității. Scopul legii, potrivit guvernului, este, cităm, a avansa în acceptarea transexualității și a autodeterminării de gen. Legea va permite schimbarea numelui și a sexului în registrul juridic de la vârsta de 16 ani în mod liber. Până la 16 ani este necesar acceptul părintelui sau al tutorelui legal. Se interzic terapiile de conversie care oferă consiliere persoanelor ce doresc să revină la orientarea naturală. Legea a fost puternic criticată de grupurile feministe, precum și de o gamă largă de cercuri profesionale. Alianța Evanghelică Spaniolă și-a declarat de mai mult timp opoziția față de această lege, deoarece, cităm, pune femeile și minorii în pericol cu o propunere care ignoră știința și medicina, precum și crearea unei societăți cu diferite niveluri de drepturi, încheia citatul.